Bună ziua și bine ați venit, dragi elevi, la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Astăzi sărbătorim în avans o zi specială, cucerirea independenței de stat a României, anunțată de ministrul de externe Mihail Cogălnicianu prin intermediul unui discurs pe data de 9 mai 1877 și proclamată a doua zi, pe 10 mai 1877, de domnitorul Carol I. În fiecare an, perioada zilelor de 9 și 10 mai este încărcată de emoții istorică. Știți ce semnificație au aceste zile pe lângă obținerea independenței de stat a României? 9 mai. 9 mai? Ziua Europei. Așa este, sărbătorim Ziua Europei și... Domnișoara? Ziua în care s-a terminat al doilea război mondial în Europa. Așa este, iar pe 10 mai ce marcăm? Ziua Independenței. Ziua Independenței, tot pe... Ziua Monarhiei, ziua în care a fost încoronat Carol I. Bravo. Și tot pe 10 mai a început domnia lui Carol I. Ne-am întâlnit astăzi în acest cadru deosebit, în spațiul expozițional dedicat războiului de independență, pentru a participa la o lecție de muzeu altfel. În următoarea oră veți afla mai multe informații despre cucerirea independenței de stat a României. Vom viziona împreună un film, veți afla mai multe informații despre eroii din Vaslui, iar la final am văzut că erați foarte curioși când ați venit, vom vizita și secția permanentă de istorie a Muzeului Județean. Probabil că ați învățat și la școală că în secolul al XIX-lea teritoriul României se afla în area de intersecție dintre interesele Rusiei și ale Turciei. Așa s-a întâmplat și în primăvara anului 1877. Rusia dorea să-și extindă în peninsula balcanică influența și căuta un prilej pentru a declara război Turciei. Elita politică românească și-a dat seama că ar putea să profite de acest război. În anul 1859, principatele române fuseseră unite prin dubla alegere a unui domnitor, vă amintiți care? Alexandru Ioan Cuza. Iar din anul 1866, țara era condusă de Carol I. Problema era că România nu era un stat independent, ci era sub suzeranitate otomană. Profitând de contextul internațional, în luna aprilie, la 4-16 aprilie 1877, la București a fost semnată o convenție privind trecerea trupelor rusești pe teritoriul României pentru a ataca Turcia pe linia Dunării. Bineînțeles că turcii s-au supărat când au aflat de convenție, iar la scurt timp România a intrat în război împotriva Imperiului Otoman alături de Rusia. Eu vă propun acum să urmărim câteva secvențe dintr-un film istoric realizat în anul 1912, un film mut care se numește Independența României, războiul româno-ruso-turc 1877. Știți ce este interesant? Faptul că pentru realizarea filmului au fost folosiți aproximativ 80.000 de figuranți. Era enorm pentru perioada respectivă și pentru zilele noastre. Iar mulți dintre ei erau chiar veterani din războiul de independență. Noi vom urmări acum doar câteva secvențe. Dacă sunteți interesați, găsiți filmul integral pe YouTube și dacă îl veți urmări, veți constata că personajele au fost inspirate din poeziile lui Vasile Alexandrin. Rulează acum pe ecran o secvență cu viața satului înainte de izbucnirea războiului. Mai exact, o horă. Hora era organizată mai ales de marile sărbători populare, avea și rol, după cum bine vedeți, de socializare a tinerilor, iar această socializare avea loc sub atenta supraveghere a bătrânilor. Contextul internațional și intrarea în război au avut ca rezultat mobilizarea. Și vedeți bătrânul satului care citea ordinul de mobilizare tinerilor, le dădea sfaturi,
îi încuraja. Încă din anul 1876 fusese promulgată legea pentru recrutarea armatei, prin care serviciul militar devenise obligatoriu pentru toți cetățenii români. Pentru războiul din anul 1877-1878 au fost mobilizați aproximativ 100.000 de soldați, de militari, și cu siguranță ați auzit de niște versuri celebre ale poetului Vasile Alexandrei, care se referă la mobilizare și la război. Plecat am nouă din Vaslui și cu sergentul 10 și nu era zău nimănui, în piept inima rece. Atacul general de la Pleva. Armata română a participat la cel al treilea atac asupra Plevnei și după o luptă sângeroasă cu grele pierderi, a fost cucerită reduta Grivița 1, apoi, după o săptămână, a fost cucerită și reduta Grivița 2, unde trupele turcești au opus o rezistență înverșunată. Asediul Plevnei avea să înceteze după 5 luni, la 28 noiembrie 1877. Capitanul Osman Pașa a capitulat în fața... Cum îl chema? Mihail Cristodulo Cerkes. Așa, a născut la Bârlad. Așa cum am spus, cu cucerirea independenței s-a făcut cu jertfa ostașilor pe câmpul de luptă. Carol I obișnuia să viziteze răniții de pe front, în spitalele de campanie. Vedeți astfel de imagini, așa arăta un spital de campanie. Și pentru că am ajuns la acest capitol, aș vrea să amintesc și de activitatea pe care viitoarea regină Elisabeta, soția lui Carol I, a avut-o în calitate de soră medicală. În spatele frontului, Elisabeta a participat nemijlocit la actul sanitar, a organizat spitale de campanie și a încurajat doamnele de la curte să procedeze în acest mod. A fost un fel de speranță pentru răniți și de aici și-a luat și supranumele de mama răniților. Chiar în grădina Palatului Cotroceni, Elisabeta, din bani personali, a ridicat două barăci spital cu aproximativ 100 de paturi. Și gara Cotroceni a fost transformată în spital cu 18 paturi. Rulează acum imagini cu cadrele medicale, militare, răniții care erau decorați și care erau transportați pe târgi. După căderea Plevnei, românii au trecut la asediul Vidinului, iar turcii au plecat în grabă spre Constantinopol. Turcii ruși, mă scuzați. Turcii și-au dat seama că lucrurile s-au precipitat și au cerut un armistițiu. Au avut loc, s-au semnat tratatele de la San Stefano și de la Berlin. Vă amintiți de la școală care au fost rezultatele pentru România în urma semnării acestor tratate? Pe care au fost scopul dintre ei în război? Pentru a recăpăta teritoriul. A spus părerea. Bun, în urma acestor tratate, România primea Dobrogea, Delta Dunării, insula Șerpilor, în schimb trebuia să cedeze Rusiei sudul Basarabiei, Capolis Maiu și Bolgradul, și în același timp îi se recunoștea independența. Vă spuneam că fără jertfa ostașilor români nu ar fi fost posibilă cucerirea independenței de stat a României. În acest război au murit și foarte mulți și au fost foarte mulți eroi din județul Vaslui. Ați auzit de Constantin Țurcanu? Da. Este un erou născut chiar în Vaslui. Haideți să trecem în revistă rapid vasluienii care s-au remarcat pe câmpul de luptă.
Constantin Țurcanu este probabil figura cea mai cunoscută. Sergent Vasluian din regimentul 7 Racova numărul 25 a luptat în 4 campanii militare în războiul de independență, în al doilea război balcanic, în primul război mondial și în campania din Ungaria din 1919. La 7 octombrie 1877 a fost rănit în luptele pentru cucerirea redutei Grivița II și a fost internat la turnul Măgurele, unde l-a întâlnit pe poetul Vasile Alexandrin. A fost imortalizat de bardul din Mircești, așa cum este cunoscut Vasile Alexandrin, în poeziile Peneș Curcanu și Sergentul. Pentru meritele sale incontestabile a primit numeroase decorații. Probabil că domnul Albert va veni cu câteva detalii în acest sens. Da. A fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Eternitatea din Vaslui, unde există un monument impresionant ridicat în memoria sa. Și în Muzeul Vasluian îl amintim și îl cinstim pe Constantin Țurcanu. Vedeți că avem un panou cu informații despre viața lui, un tablou. În spate acolo, dacă vă uitați, este o replică a uniformei lui pe manechin și chiar lada de campanie, pe care o veți vedea la sfârșitul lecției, este aici lângă domnul Albert. Un alt personaj exponențial este Mihail Cristodulo Cerchez, așa cum v-a spus colega voastră, în fața lui a capitulat Osman Pașa. Generalul Mihail Cristodulo Cerchez s-a născut la Bârlad. S-a dedicat cu răspundere de instruirea ostașilor pe care i-a condus în bătălia a treia de la Plevna. Cel mai important eveniment din cariera sa, căderea sistemului otoman de fortificații de la Plevna și capturarea de către trupele române și ruse a armatei otomane. În fața sa a capitulat Osman Pașa. A decedat la doar 46 de ani din cauza unei boli incurabile la Iași. Își doarme somnul de veci în cimitirul Eternitatea din capitala Moldovei. Alături de cei doi îl amintim și pe Gheorghe Telemann. Acesta s-a născut la Huși. A luptat cu gradul de major în războiul pentru independența a României. A participat activ la lupta de la Smârtan, fiind decorat pentru eroism. A fost promovat până la gradul de general de divizie. A îndeplinit apoi demnitățile de senator și deputat de Huși, primar al orașului Huși, șef al Partidului Conservator Organizația Județeană Fălciu și prefect al județului Fălciu. Gheorghe Telemann a decedat la 4 iulie 1913, fiind înmormântat în cimitirul Eternitatea din Huși. Aceștia sunt doar trei dintre eroii vasluieni. Aici aveți enumerate mai multe nume, dar pe lângă ei mai sunt și mulți, mulți alții. Ceea ce trebuie voi să rețineți este că acești eroi nu trebuie uitați, iar amintirea lor trebuie cinstită. Despre războiul de independență s-au publicat oricum foarte multe cărți. Muzeul Județean la rândul lui încearcă să țină vie amintirea acestui eveniment. Sunt expuse în spațiul în care ne aflăm arme, albume, fotografii, tablouri, monede din acea perioadă și alte bunuri culturale care au legătură cu conflictul armat din 1877-1878. Vom viziona acum câteva fotografii dintr-un album. Albumul a fost, după cum scrie, a fost tipărit în anul 1902 ca un omagiu adusului Carol I. A fost tipărit în amintirea campaniei militare din timpul războiului de independență. Volumul are două părți. Prima parte cuprinde 245 de fotografii. Fotografii din viața cotidiană a regimentelor, fotografii care înfățișează cazări. Iar în partea a doua este un scurt istoric al acestor regimente în limbile română, germană și franceză. Să știți că sunt fotografii pe care nu le găsiți pe internet. Adică le avem noi aici în album și... Tot din categoria albumelor,
sunt, intră, în această categorie intră și următoarele fotografii ale unor eroi care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Vedeți că în partea superioară există o cunună din laur cu ostea. Din punctul meu de vedere, să știți că cea mai spectaculoasă este diorama dedicată războiului de independență. Dacă faceți un efort și vă uitați în spate, spunem noi că este reducta de la Grivița. Diorama respectivă prezintă 6 personaje, un soldat român cu o armă în mână, cel care are pana de curcan la căciulă, un ofițer român cu un steag în mână, un soldat rus și un ofițer rus cu două săbii. Aceștia vedeți că sunt în poziția de atac, iar în partea opusă, în poziție de apărare, cu două arme în mână, sunt un soldat turc și un ofițer turc. Să știți că uniformele sunt replici. În schimb, replici și la fel arma pe care o ține în mână soldatul român. Celelalte arme sunt însă originale din perioada respectivă. În patrimoniul muzeal există și mai multe cromolitografii care au fost dedicate viteșilor morți pentru țară în războiul de neatârnare. Aceasta este dedicată eroilor din comuna Albești. Vedeți că sunt 4 nume ale unor soldați, sunt menționate și regimentele din care au făcut parte, iar acestea sunt încadrate într-o coroană din ramuri de stejar și ramuri de laur. Despre războiul de independență și despre eroi pot fi spuse foarte multe lucruri. Eu mă voi opri aici cu prezentarea mea, cu mențiunea că după ce vă va comunica câteva informații importante colegul meu, vom vizita muzeul și vom reveni și în această zonă, astfel încât să vedeți fiecare bun de patrimoniu și ce reprezintă el. Vă rog, domnule. În primul rând, dragi copii, vă felicit că participat la o lecție dedicată unui moment extrem de important din istoria națională. Important de ce? Pentru că pornește de la un context internațional foarte amplu. Gândiți-vă că pentru realizarea unității naționale prin dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza a pornit tot de la un război, tot un război ruso-turc, este vorba despre războiul Crimeei. Culmea este că și astăzi, în 2022, tot în Crimea se desfășoară un conflict și tot Rusia ia parte la acest conflict. Deci, în 1853-1855 are loc războiul în Crimea, chiar cu tratatul de pace, tratat ca în urma căruia se desfășoară și Convenția de la Paris din 1856 și se statuiază, practic, în urma acestei convenții, consultarea locuitorilor din Principate, din Principatele Române, din Moldova și Țara Românească, pentru hotărârea viitorul statut al acestei populații, adică pentru autodeterminare. Au loc acele adunări ad hoc din Principate și după aceea, prin dubla alegeri a domnitorului Alexandru Ioan Cuza la 5 ianuarie și 24 ianuarie 1859, s-a realizat această unitate formală, timp de 7 ani, domnitorul Alexandru Ioan Cuza și guvernul transformă unitatea formală într-o stare de fapt, prin crearea
Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei. Bineînțeles, după monstruoasa coaliție, este ales un nou principe din dinastia de Hohenzollern, Carol I, care își înțelege misiunea de a crea în Balcani un stat independent. Din păcate, statul independent se realizează, spunem din păcate, pentru că se realizează într-un context sângeros, cu pierdere de vieți omenești. Din fericire, rezultatul contează, se obține independența pe câmpul de luptă, independența recunoscută prin două tratate de pace, Brest-Litov și Berlin. Era cu atât mai necesară această independență, cu cât unui principe german venit din vestul Europei cu niște principii foarte clare, îi lipseau două atribute esențiale ale statului independent. Și e vorba de două de dreptul de a bate, de a conferi decorații și ordine militare și civile și dreptul de a bate monedă. Erau atributele care nu le lipseau pentru obținerea independenței de pline. Trebuie să înțelegem contextul, statutul statului român, al României, la 1877. Statut rezultat în urma înțelegerilor internaționale. Era stat aflat sub suzeranitate otomană și garanția colectivă a celor șapte puteri semnatare ale tratatului de pace de la Paris din 1855. Acest statut s-a menținut. Era un statut care nu convenea principiului Carol. Nu oferea acestui principe libertate de mișcare, libertate pentru relații internaționale. Practic, independența unui stat, statutul de independență înseamnă statutul de stat suveran, în care autoritățile statului au controlul de plin asupra teritoriului și populației, națiunii. Da? Taman asta ne lipsea nouă. Elementele prin care se identifică un stat, le știți? Prin ce se identifică statul român? Ce avem noi? Cum recunoaștem un sportiv că este din România? Când se așează pe un podium și este premiat. Se intonează imnul statului, dacă ia locul întâi, da? Imnul statului câștigător și se arborează drapelul statului. Sunt principalele elemente, da? După care, moneda națională a statului respectiv este iarăși un atribut al independenței și al autorității. Limba română, da? Este un atribut al nostru, imnul statului. L-am mai menționat, drapelul, moneda națională și, bineînțeles, decorațiile din sistemul statului respectiv. Noi sunt lipseau două atribute. Trebuie să înțelegem că, pe la 1853, Barbu Șterbei, domnitorul țării românești, instituie o medalie pentru o sârbie și destoinicie, sau pentru destoinicie și o sârbie. Dar era doar un proiect, pentru că Imperiul Otoman nu a acceptat, sultanul nu a acceptat acest proiect. În timpul lui Cuza s-au mai încercat niște proiecte, pro virtute militare la 1860 și virtutea militare la 1864, au fost două proiecte de decorații care nu au fost acceptate de poarta otomană. S-a reușit, în schimb, instituirea unui ordin, instituit Ordinul Unirii, dar cu condiția ca domnul Alexandru Ioan Cuza să îl instituie propriu modul, adică nume propriu și într-un cadru restrâns, nu într-un cadru oficial. S-a instituit, practic s-a conferit această medalie la împlinirea 5 ani de la realizarea Unirii. Bun. Mai târziu, abia de la 1872, principele Carol reușește acceptul din partea sultanului să instituie niște decorații și, de fapt, semnul onorific 18 și respectiv 25 de ani de serviciu militar, dacă ați urmărit cu atenție acei eroi din albumul acela de fotografie, unul dintre ei, chiar te rog, Andreea, așa, mai pe la mijloc, unii dintre ei aveau o decorație cu niște cifre romane, iată ăla din stânga are o decorație, este de fapt semnul onorific 18 și respectiv 25 de ani de serviciu credincios, de serviciu militar credincios.
Fiindcă aceștia au murit în 1977, bineînțeles că nu puteau să fie decorați cu ordinul trecerea Dunării, cu Steaua României, cu apărătorii independenței. Pentru că acestea au apărut după 1978, odată cu tratatul de pace de la Berlin. Practic, în acest moment, odată cu obținerea independenței, se instituie și sistemul decorațiilor, ordinilor și medaliilor românești, civile și militare. Unele, astăzi, ăla era pentru 25, da? Bun. Am vorbit despre decorații. A trecutul privind baterea de monedă are un profund caracter economic și politic, dar cu interes și cu importanță pentru bunăstarea materială a populației. Trebuie să înțelegeți că până la 1867, 22 aprilie, când se instituie legea de înființare a monedelor, a sistemului monetar românesc și a monedei naționale, leul, banii pe care aveți astăzi în buzunar, sub diviziunea de 100 de bani pentru un leu, pe teritoriul Principatului Române au circulat monedele statelor vecine, de la carboavele rusești, de la aspru otomani, de la cechin venețieni, taler olandez, austrieci sau turcești, monede diverse de forme, de mărimi, forme diverse, care treceau, circulau atât în Moldova cât și în țara românească, dar nu aveau aceeași paritate. Paritatea asta fiind o categorie numiți zarafi, adică negustori de monedă, și care de multe ori puteau să înșele populația, mai ales că în acea perioadă puțină lume știa să scrie și să citească, chiar dacă în timpul lui Alexandru Ioan Cuza se instituie sistemul de învățământ obligatoriu de 4 clase și gratuit. Da? Bun. Așa încât era nevoie să se realizeze o reformă monetară unitară pentru cele două țări românești extracarpatice. O primă reformă de monedă a încercat-o Alexandru Ioan Cuza. A instituit o monedă și a rămas la stadiu de proiect numită Romana, prima dată român. Dar clasa politică a apărut așa o poveste, cum ar fi ca un țăraș să se ducă la târg și să cumpere 100 de, să dea pentru doi boi, 100 de români. Da? Suna ciudat. Și atunci s-a stabilit ca denumirea viitoarei emisiuni monetare să fie Romanat. Da? Romanat cu două subdiviziuni, Panul și Bănișorul, 10 bani pentru un romanat și respectiv 100 de bănișori pentru aceeași unitate monetară. Dar a rămas la stadiul de proiect, pentru că Imperiul Otoman, care era statul suveran, da, asupra românilor, s-a opus acestui proiect. Un proiect de monedă a mai încercat în 1864, 5 sutim, s-a numit, era după modelul francez, după centima francezească, iarăși nu a avut sort de izbândă, pentru simplu motiv că Alexandru Ioan Cuza a manifestat să zicem noi, oarecare independență, arugându-și dreptul de a-și pune chipul pe aversul monedei, da? Și să folosească legenda Alexandru Ioan I. Da? S-a pornit de la ideea că Alexandru Ioan Cuza ar fi dorit să instituie o succesiune familiară asupra principatului. Bun. Abia la 1867, după instituirea sistemului de monetar românesc, în timpul lui Carol se instituie moneda națională leu, apar și primele emisiuni de monedă date, data aceasta monedă măruntă de bronz de 1, 2, 5, 10 și 20 de bani, care nu au fost bătute în România, ci la două monetării, în Anglia, la Heaton în Birmingham și la Bruxelles în Belgia. Pentru că noi nu aveam monetărie. Monetăria se înființează abia în martie 1870, iar în aprilie 1880 apare și Banca Națională ca instituție îndreptățită să emită monedele și bancnotele românești. Bun, de ce vă vorbesc despre monede și bancnote? Pentru că
În timpul domniei lui Carol, când se dezvoltă sistemul monetar românesc, primele monede nu au chipul lui Carol. Carol ne arată statutul țării. Carol este domnul României. În proiectul inițial, Carol apărea cu legenda Carol, domnul românilor, iar Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro-Ungar, care deținea o populație covârșitoare de români în Transilvania, s-a opus unei astfel de titulatură, ar fi însemnat că Carol I a fost și domnul românilor din Transilvania. Era o chestiune de nuanță care pregătea un proiect de națiune. Proiectul s-a definitivat în 1918, da? Prin unirea Transilvaniei cu România. În vitrina pe care o aveți acolo, sunt emisiuni de monede din timpul lui Carol. După 1880, când Carol devine rege al României, avem și emisiuni de monedă în care se folosește legenda Carol I, regele României, și cu variante de temă. Chipul domnitorului avea să apară după 1878 pe aceste monede. La început, pe o parte, s-a folosit nominalul, 5, 10, 20, 50 de bani în ghirlandă de floare de măslin și floare de, și ramură de stejar, iar pe partea de spate tema țării, unul dintre elementele care definesc statul independent. Cea mai frumoasă monedă din succesiunea de monede care este acolo este cea de 5 lei de la 1880. Este cea mai frumoasă monedă pentru că este moneda cu cel mai bun conținut de aliaj, 925 de părți de argint din masa de aliaj, restul cupru. Este moneda care a rezistat cel mai mult. Era moneda cu care se putea cumpăra cel mai bine. Închipuiți-vă că la 5 lei la 1880 ați fi putut închiria o locuință. Da? Sau cu 5 lei, cu 10 lei în aceeași perioadă ați fi putut închiria pe perioada verii o locuință la Lipovăț cu grădină și livadă, da? Sau cu 5 lei la 1880 ați fi avut un coș generos de cumpărător, mai ales băieții, dacă v-ați fi dus la cumpărături, ați fi cumpărat un kilogram de carne de porc, o pâine, un kilogram de unt, untul se vindea la calup de un kilogram, da? Și v-ați fi permis nu o halbă de bere, ci un litru de bere și vreo 5 micușori cu 1 leu și 50 de bani. Da? Deci o monedă foarte valoroasă, care a avut o evoluție foarte lungă. Bineînțeles că există și moneda de 5 lei de la 1906, când se plineau 40 de ani ai căpitaniei regelui Carol I, cu chipul regelui tânăr și bătrân. Da? Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că ați înțeles din prezentarea mea importanța independenței. Da? Este importantă pentru că în contextul problemei orientare, independența reprezintă una dintre etapele desăvârșirii noastre ca națiune și ca stat. Da? Vă mulțumesc mult! Înainte de a merge prin muzeu, aș vrea să vă dau un suvenir, pentru că ați venit la muzeu. Și aș vrea să vă mulțumesc. Da, ajută-mă, te rog. Domnul Albert, poate produți? Aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor pentru a răspuns pozitiv invitației noastre și vouă și mi-am dat seama acum că la școala Constantin Modaș, deja știam, sunt niște elevi foarte atenți și foarte interesați de istorie. Primește și omul profesor, ascultarea că e victorie la noi. Da. Așa.
Mulțumesc. Mulțumesc.